Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la pastila de lectură, așa cum v-am obișnuit până acum, în cadrul campaniei Școala Părinților Implicați. Astăzi vorbim despre o carte. Nu este o carte de parentaj, deși ea, ca să spun așa, la disecat sau în vizor, mămicile sau femeile care vor să devină mame. Este vorba despre o carte publicată în anul 2014 la editura Herald, Selfie în oglindă, Raluca Marchiș sau Raluca Marchiș ca autoare a cărții, Raluca Barbu. Da. Așa, o carte într-adevăr cu un impact emoțional foarte puternic. Doamna Raluca Marchiș, sunteți autoare acestei cărți, Selfie în oglindă. Care e mesajul pentru cititoare? Nu este o carte, așa cum am spus, nu este o carte de parentaj cu soluții, cu sfaturi practice sau, eu știu, cu tot felul de teste și de chestionare, așa cum găsim în cărțile de parentaj ale editurii Herald sau în cărțile de psihologie, psihoterapie, dar este o carte scrisă cu entuziasm, scrisă cu încredere, curaj, cu multă emoție. Care este istoria acestei cărți? În primul și în primul rând vreau să spun că sunt extrem de fericită să pot vorbi din nou despre cartea mea pentru mămici. Am scris-o în cu totul altă etapă a vieții mele și acum, după foarte multe schimbări petrecute în viața mea, este un deliciu. În primul rând să o recitesc și apoi să pot să vă povestesc despre ea, ca și când ar fi cu totul nouă. O recitesc, da, după 9 ani de când am scris-o și după 6 ani de când am publicat-o și este cu totul nouă pentru mine, cumva. Să o scriu a fost o experiență extraordinară și o onoare să pot să comentez pe marginea unui subiect atât de bogat ca precum maternitatea. Însă să o public a fost pur și simplu, a durat extrem de mult, cred că peste 3 ani de zile. Am colaborat cu edituri mari din România care în permanență apreciau ceea ce intenționam să transmit prin cartea mea, dar considerau că nu este destul de comercială și mă sfătuiau să schimb tonul și adresarea, pentru că mamele nu au nevoie de literatură, ele au nevoie de sfaturi. Însă îmi sunt cu totul recunoscătoare că am avut răbdare să găsesc editura care să-mi înțeleagă și să-mi aprecieze intenția. Într-adevăr, Sorin, asta nu a fost intenția mea, să scriu o carte de parenting, pentru că nu sunt în măsură să dau sfaturi, nu sunt psiholog sau, nu știu, terapeut maternal, însă înainte de a scrie cartea, eu eram deja scriitoare și subiectul însuși când mi s-a dezvăluit prin propria mea experiență, a devenit cel mai fierbinte subiect de care aș fi putut să scriu. Și intenția și reușita a fost să scriu o carte de proză pe care mamele să o citească, să o inspire mai degrabă, să o pună sub pernă noaptea și să aibă vise liniștite. Pe piață există suficiente cărți despre maternitate și eu nu am vrut să adaug încă una alături de ele pe rafturi. Tot ce am vrut să fac este să dau mamei o definiție în mai mulți termeni, așa cum o descopeream pe propria piele. Mai mulți termeni care se referă la faptul că o mamă este de fapt un fost copil, un ghid, un scut și un martor al propriilor copii. Are multe de făcut o mamă și mi s-a părut că merită să pot să mă opresc asupra fiecărui aspect. Ea nu Cartea se este concentrează. Da. nici jurnal, nu este nici ficțiune până la urmă. Aș numi-o un soi de mărturie. Are un caracter ușor autoconfesiv și din experiența de viață. Mă gândesc,
cum se regăsesc cititoarele într-o astfel de carte? Ați spus mai devreme și mi s-a părut foarte interesant că apare și cuvântul copil, da? Vorbim despre acel copil, să spunem, un soi de copil interior pe care până la urmă toți îl avem, indiferent că suntem bărbați sau femei. Da. Și pe care încercăm cumva să-l regăsim, acel copil interior cu toate vulnerabilitățile lui, dar și cu părțile bune, cu anumite stiluri de atașament, în funcție de copilăria pe care am avut-o cu părinții noștri. Așa este. Eu m-am oprit cu precădere la fetița care a fost o mamă și la copilul acela care invariabil s-a jucat de-a mama când era fetiță și își imagina cum o să fie și practic proiecta în viitor cât de bună mamă va fi pentru copiii ei. Și apoi cum această fetiță a devenit o adolescentă și apoi a devenit o tânără mamă și cumva, fără să vrei, te reîntorci la copilărie și te analizezi pe tine ca fetiță și îți analizezi mama, așa cum te-a crescut ea. Și acolo e o poveste foarte, foarte complexă, pe care nu o poți înțelege decât atunci când devii mamă. Cu siguranță fiecare mamă își dorește tot ce este mai bun, pentru că este o transformare și o transformare uriașă în momentul în care devii mamă. Dar mă gândesc că fiecare părinte, până la urmă, cu precădere, cu predilecție, fiecare mamă își dorește tot ce este mai bun pentru copilul său sau pentru copiii săi. În literatura de specialitate, să spunem, de parentaj, apare un, nu neapărat un termen, ci poate o afirmație, care iarăși are legătură cu stilurile de atașament, și anume faptul că ne dorim să fim părinți cât mai buni, în speță mame cât mai bune, și e posibil ca din cauza unor mici episoade, să spunem, traumatice din copilăria noastră, să spunem, nu știu dacă sunt o mamă suficient de bună sau un tată suficient de bun pentru copilul meu. Categoric, da. Asta este una dintre dilemele incipiente ale unei mame. Cât de bună voi fi să îmi ajut copilul să devină un adult împlinit. Că până la urmă acolo se oprește cumva, acolo e destinația. Și tocmai despre asta vorbește cartea mea, despre ce simte o mamă. Că toată lumea vrea să o sfătuiască ce trebuie să facă, în ce fel și nu știu, cu ce metode, cele mai optime metode, dar mama are nevoie în primul rând să își înțeleagă propriile sentimente și să știe că este frumoasă și completă exact așa cum este. Dacă îmi permiți, Sorin, vreau să citesc un text din carte. Sigur. Care mi-e foarte drag. O mamă înseamnă mai mult decât oricare alt om, pentru că trebuie să treacă prin agonie și extaz cu aceleași resurse pe care le au toți ceilalți. Trebuie să cuprindă toate provocările, toate senzațiile provocate de cea mai perfectă formă de viață într-o inimă identică cu a celorlalți oameni. Ar trebui să primească în plus cel puțin încă o jumătate din capacitatea ei, odată cu nașterea fiecărui copil. Atunci inima ar fi poate suficient de încăpătoare să facă față tumultului de trăiri al unei mame. Mi-ar folosi încă o pereche de mâini să îmi cuprind copilul strâns la piept, să nu existe șanse să-l scap vreodată. Două suflete poate mi-ar ajunge să pot simți emoția pe care mi-o provoacă cele două mânuțe harnice cu nisip sub unghii și mozolite cu banană și pișcot de fiecare dată când se agață de gâtul meu. Două urechi mai mari sau cel puțin patru mai mici m-ar ajuta să pot auzi fiecare respirație când somnul îi învelește trupul cald și moale. Este important pentru un copil în relația cu părintele, în relația cu mama sa, să spunem, să fie ascultat, să fie auzit? Categoric trebuie să fie ascultat, pentru că sufletelul ăla descoperă în fiecare zi ceva și are nevoie de
să se exprime, să-și arate, să arate că a descoperit câte un pic, câte un pic din lumea asta, pe care, de fapt, mama i-o arată și o descrie și o laudă. Uite ce te așteaptă, ce lume mare am pentru tine. Și el exact asta face, descoperă lumea, își descoperă vocea, își descoperă puterea de a deveni tot mai deplin, tot mai om, are atâtea de spus despre reușitele lui, despre cum învață să meargă, cum învață să își asculte vocea și să-și o modifice astfel încât să se exprime, să devină locvace și biped. Și mama e prima ureche care e acolo în prima linie pentru el, numai pentru el, să prindă încredere și să se desăvârșească. Cum v-ați gândit la acest titlu, Selfie în oglindă? Ce-ar reprezenta el pentru cineva care, să spunem că ar găsi cartea, nu știe ce conține și să spunem că, mă rog, coperta cărții și titlul și are ponderea din decizia de cumpărare a clientului, a cititorului. Ce ar însemna selfie în oglindă? Selfie în oglindă este mama care se privește în oglindă și reflecția ei se repete la nesfârșit. Cumva pătrunde tot mai adânc în înțelesurile ei ca și femeie, ca și mamă și în ochii copilului ei pe care îl vede în oglindă în același timp. Deci, practic, este o reflecție a ființei ei și a ființei pe care a dus-o în lume. Selfie este un termen de curând intrat în vocabularul omenirii și, în general, se referă la o imagine pe care ne-o facem nouă înșine. Însă subtitlul pe care l-am adăugat când femeia devine mamă se referă la acel punct când ne facem un selfie, când nu mai suntem femei, suntem și mame în plus. Dar ca și o istorie a acestui titlu, trebuie să-ți spun, Sorin, că Sanda Vat, care era editoare pe vremea aceea la Herald, l-am creat împreună. Ea a fost inițiatoarea acestei idei, de fapt. Da, are un substrat, să-i spunem, psihologic, dacă ne gândim că e bine din când în când cu toții să ne uităm într-un soi de oglindă interioară să ne vedem, cu toate, eu știu, slăbiciunile, defectele, vulnerabilitățile, calitățile, punctele forte pe care le avem fiecare în caracterul și în personalitatea noastră. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Dragii noștri, am vorbit despre o carte admirabilă, pot să spun, Selfie în oglindă, Raluca Marchiș, carte apărută în anul 2014 la editura Herald, pe care vă o recomand cu multă căldură. Și nu uitați de toate titlurile din campania Școala Părinților Implicați, nu numai cărțile de parentaj. E foarte bine că arătați și cartea la cameră, ca să o vadă și cititorii. Nu uitați de această campanie minunată, Școala Părinților Implicați, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți acolo toate cărțile care ne ajută cumva să avem o relație mai frumoasă, mai bună, mai echilibrată, mai armonioasă cu copiii noștri. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și eu. Cu drag, noi ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a pastilei de lectură în cadrul campaniei Școala Părinților Implicați. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!